Salut și bine ați revenit în Teo's Kitchen! Astăzi o să gătim împreună o rețetă foarte rapidă, super simplu de făcut, dar ultra delicioasă, plăcintă cu mere. Și o să folosim, bineînțeles, foile de plăcintă de la Morărița. Eu le am tot timpul în congelator, nu trebuie decât să le decongelați, ungeți fiecare foaie cu unt și le folosiți cum doriți voi pentru preparate dulci sau sărate. Data trecută am făcut plăcintă cu somon și spanac și acum o să facem un desert. Cât timp ne ocupăm de umplutură, foile de plăcintă trebuie să stea acoperite cu un prosop umed și curat pentru a nu se usca. Așa arată la final mini plăcinta cu măr. Sunt niște plăcințele delicioase, ați văzut că se fac foarte ușor, sunt foarte crocante. Sper să le încercați și nu uitați, în interiorul ambalajelor pentru foi de plăcintă și aluatul de foietaj Morărița, găsiți cartonașele cu cele 12 rețete de colecție pe care le-am făcut cu ultra, mega, mare drag pentru voi. Să vă fie de cel mai bine!